Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara, Radu, bună seara. Ne-am adunat cu toții cu prilejul acestei zile festive a celor de la Partidul Național Liberal, care s-au adunat și ei cu prilejul acestei zile și s-au emoționat acolo și dădeau mâna unii cu alții și se felicitau. Bravo! Erau așa într-o stare de entuziasm, dacă ai remarcat-o. O bucurie. Ce-au, mă, au sărbătorit nu știu câte ani de la înființare. Destul de mulți ani. Destul de mulți ani. Dar ei încă mai calculează? Încă se mai numără. Se mai ține aniversarea. Nu înțeleg de ce ne formalizăm. Adică Partidul Național Liberal de astăzi nu are așa mare legătură cu Partidul Național Liberal că istoric. Începeți cu acuzații din capul juridic, locului? Juridic, domnul Buzeanu, că nu vorbesc pe impresii. Ei sunt un partid nou. Nu știi că după ce au fuzionat cu PDL au înființat un partid nou? Mă, parcă e la detergenția asta. Noul partid încearcă noul PNL. Încearcă nou. Deci pare la detergenție bine să fii noul cu tare. La ei, practic, e un prejudiciu. Ei, nu suntem politic, au nevoie de detergent ca să pară cât de cât în regulă. Sigur, coboritor direct în Brătianu, vă dați seama, astăzi domnul Ciucă, mare orator. Mare, mare orator. Nu știu, deci... Unde l-a ținut până acum? Ar fi trebuit să ne vorbească în ureche, în cască, de la începutul anilor 90 până în prezent. Și cu ceilalți liberali, oameni grei, făuritori de național-liberalism în România, Bode... Cine mai... Hai să mă uit și eu cine conduce Partidul Național. Deci avem aici grupare de brătieni. Avem Ciucă Brătianu, avem Gorghiu Brătianu, zisă și cotă de gen. Știi? Da. I-a trecut legea aia, a ajutat-o Dumnezeu și i-a trecut legea aia cu cotele de gen. Brătienista. Brătianu. Brătianu, Brătianu însuși, care îți poate anunța însuși, publicitate. Însuși, da. Rămâneți și revenim în direct imediat. Și acolo în spate, domnul Sanfi, de ce să nu spunem lucrurile pe noi? Nu știu cine e Brătianu ăsta. În spatele domnului Iohannis este o bucată de... E o chelie brătienistă. Da. Dar da. Nu știm a cui e. Cine are informații, cine recunoaște după chelie să ne spună. Iulian Dumitrescu, Brătianu Prahova. Da. Mare greu. Mare. Și înțeles? Brătianu Cartof. Brătianu Cartof prăjit. Când îl văd așa, Brătianu. Domnule, Stirbu, fostul ministru al culturii. Superb. Domnul Flutur, care înțeleg că are niște necazuri până Suceava, iar de Brătianu. Domnul Zafir. Îi saltă mâinile drepte, care mai multe. Când a avut necazuri, domnul acesta, tot timpul pare într-o situație în care trebuie să iasă, din care trebuie să iasă. Pare într-un necaz permanent și de-aia e și figura asta. Domn bătân, așa, care are tot felul de necaz. Bun. Acestea fiind spuse, hai să vedem, pentru că a grăit cu ocazia acestei zile și fostul președinte al Partidului Național Liberal, grăitorul Crin Antonescu, celebru pentru greirile sale. E Dinu Zafirescu acolo sau cine? Nu dau seama că mi-ați dat o poză mai mare, dar mi-ați dat-o mai pixelată. Da, dar vezi că ei au această stare cumva de emoție, că fac parte din această istorie, sunt parte a acestei istorie. Care, domne, iartă-mă de aici că domnul Ciucă s-a înscris săptămâna trecută. Domnul Claus Iohannis a venit direct pe conducere, am venit să vă conduc, brătienii mei. Așa, domnul Bode nu mai știu nici el cu cine ține, care ține, domnule, noi cu care suntem acum. Așa, în partea stălaltă, uite, brătienist aici, în spate, domnul. Care, Iulian Dumitrescu, păcatele mele, lăsați-mă, când s-a împărțit liberalismul, el nu era la coadă acolo. Și ei au venit aici, au o coroniță de flori, nu te vom uita niciodată, Ionele. Am înțeles. Stau toți așa spășiți în ideea de liberalism și acum hai să vedem ce zice domnul Crin Antonescu cu ocazia acestei zile, pentru că dânsul este celebru pentru greirile sale. Unor distanța este bună, sănătoasă, temperează entuziasme și furii. Distanța dezinfectează frustrări, distanța îmblânzește iluziile și, de asemenea, cel mai important pentru mine, cel puțin, distanța este șansa de a fi un pic mai optimist decât atunci când te afli, cum se spune, pe teren. Crin Antonescu a venit din nou cu un discurs și vă dați seama cum el, așa un vorbitor teribil, se uita ăsta, Ciucă, la vorbirea domnului Antonescu, se uita și se gândea împreună cu Iohannis, se gândeau cei doi foști lideri ai Partidului Național Liberal, nu? Actualmente Ciucă este și în prezent lider. Așa, și se gândeau... E comandant de partid. De ce vorbește așa de mult, domnule? De ce se vorbește așa de mult? Ei doi negrăitori, Iohannis și Ciucă, doi oameni nenăscuți pentru a grăi, cumva nesfăcuți pentru ideea de grai. Ei sunt mai mult pe fapte, asta vrei să spune. Ei sunt mai mult niște făptuitori, nu grăitori. Avem grăitori și făptuitori. Uite, Antonescu nu era făptuitor, era grăitor doar. Și a plecat acum, s-a distanțat și a început... Erau oamenii ăștia adunați acolo și probabil că se întrebau, bă, dar ce se vorbește așa de bine și de mult? Adică noi suntem mai mult pe fapte, nu pe vorbe. Uite-l pe Iohannis acolo, între primarii Partidului Național Liberal. Ce bine-i stă. Da. Acestea fiind spuse, o încurcătură mare până la urmă are Partidul Național Liberal cu Partidul Social Democrat. A cerut voie să aniverseze la PSD, că PSD-ul cumva e șeful PNL-ului acum.
Trebuie să recunoaștem că totuși PNL-ul pare așa o anexă la PSD în virtutea întâmplărilor. Nu pare că PSD are om la guvernare. Da. Are PNL-ul lui, care i-a dat voie să aibă premier. Și a confecționat un pic de PNL deci acolo. Pare PNL-ul locotenentul PSD-ului în momentul de față. PSD nu vrea direct. Deci numai să mai țineți minte era Viorica Dăncilă, când Liviu Dragnea, motive de natură penală, nu putea conduce nici guvernul României și nici altceva decât mașina personală. Și ce bine o conducea, că îi lăsa în spate, dacă știți, pe cei patru asasini cazați la Hilton, ce vremuri. Bun, pare că PSD-ul nu poate să conducă guvernul din diferite motive și are un PNL pe care l-a pus acolo. Are om. Premier. Are om, ăsta e cu... Are om. Da. Deci are partid. Are oameni, da. Are partid. Deci PNL al PSD-ului în momentul de față, pentru că nu știu cum mai e acum situația cu mașinile electrice, dar sigur PNL are mai puțin autonomie decât ele. Și cred că mai puține și decât așa zisul Ținu Secuiesc. Deci, pare așa lipsit de autonomie, domnul Buzeanu. Autonomie guvernamentală. Și că nu-i teritorială, e guvernamental. N-au, domne, n-au. Degeaba spui că până la urmă, când e vorba de impozit, de impozitare progresivă, da, s-a impus Partidul Național Liberal și a impus punctul de vedere și PSD-ul a renunțat la această idee cu care tot defila pe la emisiuni. Defila și nu prea defila. Adică și dacă îl întrebai pe Ciolacu, domne, nu știu, am pus în discuție ăsta oprea purtătorul de cuvânt al PSD, zicea, ia, încercăm o optimizare, nu e neapărat... Și spune și mie, domnul Buzeanu, care îi convinge sau ce te convinge pe tine că s-a renunțat la această cotă progresivă? Progresivă? Faptul că până la urmă au venit cu niște măsuri... Au venit cu niște doamna Gorghiu, care e progresistă. Au venit cu niște măsuri care nu includeau așa ceva și de unde deduc că s-au impus și de la PNL cu punctul ăsta de vedere. Da, s-a terminat guvernarea, gata, mergem acasă? Asta am avut de făcut și acum să guverneze UDMR singur? Nu, domnul Buzeanu. Momentan, PNL a reușit să mențină starea de fapt. Asta nu înseamnă că în următoarele emisiuni televizate, că ne uităm mai mult, da, sunt oameni care se uită la televizor, așa, nu-i vei auzi pe PSD-și vorbind despre nevoia unei cote progresive și falsul argument, ipocritul argument, al unei astfel de măsuri implementate în țările vestice, domnul Buzeanu. Pentru că se vorbește despre modelul occidental. Și ei vor să aplicăm un model occidental, spunând, dacă în toate țările vestice impozitul progresiv e funcțional și oamenii trăiesc bine în țările vestice, dumneavoastră aici în România, asta de ce nu argumentul. Doriți un motiv? Asta e argumentul. De ce nu doriți un impozit progresiv ca să trăiți ca în vest? Dar ăsta e argumentul. Rusia are cotă unică, Germania are cotă progresivă. Asta este argumentul sub care se... Ce nu ne spun oamenii ăștia? Exact. Ce nu ne spun oamenii ăștia? E că în momentul de față, într-o țară precum România, o cotă unică de impozitare, ar fi mai degrabă o măsură comunistă. Oh, știu că de fiecare dată când fac comparație între PSD și comunist, iar pornește cu ciuma roșie. Cu ce ați vrea să pornesc, dacă astea sunt abordările? În fapt, în statele vestice, nivelul de trai e atât de crescut încât... Nu ai nevoie să-i mai stimulezi pe oameni să se miște pe piața asta a muncii și să genereze bani și să-și crească finanțele proprii. Pentru că acolo cine trăiește rău, trăiește bine. Motiv pentru care își permit o altfel de abordare care descurajează obținerea de venituri extrem de mari sau mari, pur și simplu, pentru că venitul mediu de acolo din străinătate, ăla sub pragul impozitării obsesive, aș putea spune, e oricum foarte ridicat. Venitul ăla e mare. Tu dacă aplici modelul ăla de impozitare în România, dacă aplici modelul de impozitare dintr-o țară bogată, într-o țară săracă, nu-ți trebuie chiar toți neuronii pe care îi deții și nu știu cât de mult deții tu, virtual interlocutor, ca să-ți dai seama că nu poate funcționa. Ce merge foarte bine la masa bogatului, s-ar putea să nu se aplice eficient la masa săracului. Țările din Est, care au în momentul de față o economie dinamică în creștere, folosesc impozit de tip cotă unică, pentru a încuraja oamenii să obțină venituri tot mai mari, fără să fie speriați de faptul că jumătate din ce câștigă merge către stat. Tu nu vrei să-i plafonezi la nivel de clasă medie în zona estică a Europei, că nivelul mediu din zona estică a Europei e nivelul asistatului social din zona vestică. Despre asta e vorba. Dar voi poate vă credeți în momentul de față în Berlin,
Poate vă credeți în cine știe ce capitală occidentală. Poate vă credeți la Paris. Nu sunteți. Se numește micul Paris. Că îi decupează în cel mai fericit caz. Din exemplu acestor țări civilizate, doar bucățica asta. Restul, sigur, Dita mai Falca o lasă deoparte. Dita mai Falca o lasă deoparte. Ca și cum ne-ar bate obrazul că nu mâncă cu tacâmuri de argint, că ei au fost la curtea regelui Ludovic al XIV-lea. Da, acolo era altfel, domnule. Și erau de dumneavoastră, n-aveți... N-aveți chiar de niciunele. Ce facem, domnule? În momentul de față, n-aveți, nu jucați la bursă, nu... Da, ei ne vin cu modele occidentale, dar ei nu-și dau seama că noi venim după 50 de ani de comunism, noi trebuie să reconstruim momentul de față. În primul rând, noi nu avem clasă de mijloc. Lucian Bode defilează astăzi în fața dumneavoastră și vine și este întrebat în legătură cu ideea că va candida împreună cu Partidul Național Liberal și PSD la următoarele alegeri și această întrebare sub care se stă, bă, dar vă duceți împreună la alegeri? Așa ar fi dorit și Brătianu, domnul. Așa era și Brătianu. Spuneți, da. Domnul Bode, de ce nu o spuneți pe aia? Da. Să știți că cu limbă de moarte, în momentul ăla în care cine l-a cunoscut pe Brătianu știe. Brătianu, da? Da. Și, aici, și faceți cu PSD-ul. Cine l-a cunoscut pe Brătianu știe mai multe. În ultimele lui clipe, a arătat spre fișetul ăla unde avea documente despre fiecare politician ale epocii, că așa, asta e legenda, că ar fi arătat băiatul, uite-te acolo, când a căutat, l-a găsit dosare cu fiecare și ar fi zis, și peste vreo 80 de ani să faceți o alianță cu PSD. Și acum împlinim voia, hai să chiar 100 de ani. Lucian Bode despre alegerile următoare, dacă vor fi sau nu împreună cu Partidul Social Democrat, dacă vom avea practic de ales sau nu vom avea de ales. Pur și simplu ne vom duce acolo și vom vota ce vor pune ei la oaltă. Partidul Național Liberal dă guvernări. Nu participă la guvernări în calitate de partid Balama. Sunt absolut convins că în 2024 PNL poate da guvernarea României. Depinde doar de noi. Depinde doar de noi. Noi trebuie să facem tot ce ține de noi, să reușim împreună cu partenerii de coaliție să trecem România prin această criză de securitate economică fără precedent de la cel de-al doilea război mondial încoace, și să ne consolidăm ca partid de dreapta, cel mai mare partid de dreapta din România și îndrăznesc să spun să intrăm în alegerile din 2024 ca un partid care a unit dreapta în jurul său. Cât despre actuala coaliție de guvernare, ministrul afacerilor interne ar da nota 7. Toate sondajele indică un grad de acceptabilitate acestei coaliții de peste 60%. De aceea mi-am permis să dau nota 7, luând ca și reper ceea ce spun românii. Din perspectiva alegerilor prezidențiale, Lucian Bode este convins că PNL are cel puțin un om pe care îl poate promova și care poate câștiga. Avem structuri statutare ale partidului care trebuie să decide acest lucru. Partidul Național Liberal are capacitatea de a promova o persoană care să candideze și să câștige alegerile prezidențiale din 2024. Lucian Bode, vorbindu-vă despre situația aceasta, mie îmi place la domnul Bode că este bun oriunde îl pui. L-ai pui la transportul extraordinar, toată lumea la admira, l-ai pus la interne, extraordinar la interne. Oriunde îl pui este într-o stare de competență. Acum mă gândesc că poți să-l pui și la Partidul Social Democrat. El poate să fie și de la PSD, nu trebuie să fie neapărat de la PNL. Poate să-ți vină din orice. Și existat astfel de zvonuri, domnul Buzean. Da? Că e pus cu mâna. Da. Nu e. Cine? În primul, a venit de la PDL în primul rând. De unde ne apucăm? A venit de la PD-ul, după vreme. PD, a venit de departe. A venit de departe, domnule omul. De la FSN. Da. Deci domnul Bode, care a bătut mare... Nu, vă rog frumos, schimbați poza asta. Deci nu vreau să-i văd pe frații Muraru lângă mine în emisiune. Nu, pe ecran. Puneți-i pe marele wall, scoteți-i pe frații Muraru de aici. Așa. Că nu m-am săturat de ta impostură în politică și când... Ți se pare că undeva ai prea multă impostură în politică. Dă-ți seama câtă e acolo, având în vedere că ea e repartizată cât de cât omogen. Revenind, domnul Buzeanu, domnul Bode dă note, mă? Nu știu de ce, în ce circunstanță se apucase el să noteze această guvernare ca un individ exterior guvernării. Era el așa într-o stare de evaluator al guvernării. Mi se pare de nota 7, domnule. Ah, cum așa? Domne, eu ți-aș da 5 și nu pe sistem rusesc, ca să te laud. Ți-aș da 5... 5, dar nu știu de ce ți-aș da 5. Ți-aș da 5 așa ca să le inspiri oamenilor o oarecare stare de bine că suntem de trecere. Ce, doamne iartă, măi, v-ați văzut cum arată inflația din țara asta? Ce ați făcut? Vine Bode și dă nota 7. Păi mă, Bode, care ești tu, Bode, prieten cu șeful DNA și de-aia probabil îți merge așa de bine în politică? El e prieten în copilărie cu domnul Bologa, cu Crin Bologa. Apostol Bologa, da. Așa. Bun.
El cu prietenași, frățiori, așa cum stau ei, îți dai seama că și-au consolidat frații brothers. Sunt periculoși în politică. Domnul Buzeanu, ce, Doamne iartă, m-a făcut Bode la viața lui politică? Dă, e în măsură să dea note și mai dă și note de trei. Domnul Bode, indiferent care ar fi nota guvernului, matale, scazi media în jos. Între cei mai deci, slabi miniștri. Șapte, trebuia să spun. Ai actualului guvern. Șapte, cu toate că fac parte din acest guvern. Dar nu reușesc, cu oamenii să-mi cau șapte. Hai să vorbim de cazul criminalului din Arad, domnul Buzăianu. Dar domnul dacă Bode... ai curaj, să vedem dacă ia cineva notă de trecere. Domnul, la un an Bode, de zile n-au nimic. Domnul Bode are, are și o altă aniversare despre care din modestie nu vă vorbește. El aniversează un an de la celebra crimă din Arad pe care n-a soluționat-o poliția pe care el o conduce. Și mi-aduc aminte că s-a mobilizat atunci când s-a petrecut acel incident. A zis cu mașina că nu va tolera. Nu va tolera așa ceva. Că tolerează de un an de zile, n-are niciun fel de problemă, ce Bode. Ce organiza acolo? Era domnul Bode, de... când ai timp să dai note la televizor că tu ai un atentat cu bombă, da? Un asasinat cu bombă în Arad. Asasinat cu bombă în Arad, dacă îmi zicea cineva că voi folosi aceste cuvinte în exact această ordine, într-o expresie folosită la televizor, aș fi zis că delirează. Cineva a plantat o bombă în mașina unui milionar și l-a asasinat în Arad. Și de un an de zile n-ați găsit nimic. Acel cineva este liber, nu știu dacă nu care cumva nu e chiar în incinta țării, nu? Adică nu știu dacă nu care cumva e din România. De ce ar fi plecat? Nu știu. Că pe străinătate riși să te găsească cineva. Dar aici relaxat. E clar că nu. Dar da, domnul Bode relaxat de note, are așa un festivist de politician britanic, de politician din țară, dintr-o țară de asta. Cu apă caldă la robinet. Da, reușită. Așa. Cu apă caldă, înzestrată cu apă caldă. Domnul Bode în această situație pe care nu știe să vă explice, a trecut până în nenorocirea aia petrecută. Unde, doamne, iată, mă, nici nu mai știu cu crima de la... Uite că îmi scapă. Unde, mă, în Onești? În Onești, cu crima de la Onești, până acea nenorocire a trecut așa ca o domnișoară, vă dați seama că nu l-a afectat cu nimic situația respectivă, apoi a trecut până această nenorocire de la Arad în legătură cu care aflăm alții. Bombă pusă mașina unui om de afaceri în urmă cu un an, domnul Bode dă nota 7. 7. Atât a domnul găsit. Bode, cineva a plantat o bombă și a făcut un asasinat ca în Italia anilor 90, în frumoasa urbe a Aradului. Dumneavoastră dați nota 7. Vreau să vă dați de emisia, nu nota 7, domnul Bode. Parchetul general a anunțat astăzi, la un an de la asasinarea omului de afaceri Ioan Crișan din Arad, că așa? Nu a prins niciun suspect, deci ne-a liniștit. Ne-am dat și noi seama, nu era nevoie de comunicat de la doamna Scutea, care, atenție, nu și-a publicat bilanțul nici acum. Că ce să scrie în bilanț? Deci pare, comunicatul pare așa, stați liniștiți că nu l-am prins. Nu l-am prins. Deci pare cumva ca să liniștească spinte. Dom'le, mai liniștiți-vă un pic. Dar a întrebat cineva? Nu vă spuneați, l-ați prins? Cineva l-ați prins și n-ați vrut să vă lăudați că l-ați prins? Deci s-au lăudat că nu l-au prins. Deci pare că... Dar pare că nici nu-l caută, nu că nu l-au prins. Întrebarea asta era, dar caută cineva? Adică ce trebuie să sară în aer în țara asta ca să vă puneți un pic în mișcare? Un an de zile nu reușiți să găsiți un asasin din Arad. Bă, din Arad, că ei, doamne iartă-mă, la pasă, ei pe toți arădenii, la personal. Madale, cu ce te ocupi? Până la urmă zice, eu sunt asasinul din Arad. Că nu camere... că nu e, sunt foarte mulți asasini pe care operează pe zona Aradului. Ai cameră de filmat. Da, și cameră. Ai filmat, ai ce? Momentul filmat al exploziei mașinii, uite, îl difuzăm și noi acum, sigur, parte din el, dar de-a lungul istoriei acestui eveniment s-au difuzat toate imaginele, că sunt o grămadă de camere. Cred că putea asasinul să-și piardă buletinul acolo și tot nu-l găseau. Că, domnule, e un pic ars pe la colțuri, nu-l vedem ca lumea la față, de unde să-l luăm pe ăsta? Doar după nume și CNP. Parchetul general mai arată că nu s-au confirmat informațiile potrivit cărora omul de afaceri ucis ar fi implicat în activități de crimă organizată. A, măcar i-a spălat imaginea omului. Deci, de bine, să știți de rău, că nu l-am găsit pe asta. Am verificat, da, am ceva niște lucruri, de spus, da, despre mort. Deci am verificat. Că v-am tot auzit că nu era în crimă organizată. N-are nicio treabă. Era cu taxele la zi, un om deosebit. Da. Asta e, pentru sufletul lui, vă dați seama, poate contează, ne vede de undeva de acolo, de dincolo. A, cred că ne vede de undeva de sus, că noi credeam că ne vede de undeva de jos, având în vedere că îl bănuiam că e implicat în afaceri necurate. Ce e important, domnul Zanfir, că astăzi au mai apărut imagini cu domnul Vladimir Putin întâlnindu-se cu cel cu care se mai poate întâlni, cu domnul Lukashenko. S-au întâlnit oamenii ăștia doi și iară a făcut ceva Vladimir Putin, ce a pus cumva în alertă toată planeta. Mișcat în picior așa. Uite așa, dădea din picior. Asta e semn că e viu. Nu ca omul de afaceri din Arad, al cărui criminal nu reușește să-l găsească statul român. Ia să-l vedem pe domnul Vladimir Putin sau tovarășul Vladimir Putin sau doar Putin sau dictatorul Putin dând din picior. Ia să vedem. Interesne, какие-то вещи неожиданно. В Украине вы это прекрасно знаете.
Нас, да и вас это должно беспокоить, и, наверное, тоже, что они уже сделают шаги политики к тому, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы, поляки и натовцы, выйти, помочь таким образом забрать, как до 39-го года, Западную Украину. Да, sigur, vorba domnului Lukashenko e extrem, extrem de interesantă. Îți place să-l asculti, te liniștești un pic așa. Dar uite, și tu că nici nu prea dă în picioare. Acum iartă-mă că spun. S-a tot vehiculat acest titlu, l-am văzut pe să... Uite cum dă necontrolat în picior Vladimir Putin. Pare plictisit, bă, nu necontrolat. Deci nu pare ceva necontrolat. Nu știu, așa din ce văd aici... Uite, adică pare că nu și-a controlat. Asta e mișcarea care a pus în ambele picioare. Domnul Zafir, vreau să sunteți mai de specialitate. M-am mai uitat așa un pic la vila și noastră. Spuneți că și eu mai dau. Mai dați și asta din picioare așa din când în când. Mai dau, mai ales dacă îmi pui Lukashenko, pornesc, e reflex pavlovian, că tot vorbim despre ruși. Nu se pune problema că pe moarte sau ceva, dacă dați... Din informațiile mele, nu, domnul Buzeanu, dar știi cum e, în momentul în care te naști, ești practic pe moarte. Ești într-o cursă. Domnul Buzeanu, acum am ajuns să-i analizăm lui Vladimir Putin. Fiecare gleznă. E prima dată când văd imaginile. Mie mi-ar plăcea să dea jucătorii de fotbal de România mai mult în picioare. Dar vei și noi un campionat de bun simț. Uite-te și tu. A dat în picioare. Tu l-auzi pe Lukashenko cum vorbește, domnul Buzăianu. Că mai mult ne mișcăm noi. Părem noi într-o stare precară de sănătate ascultându-l pe Lukashenko. Vladimir Putin mi se pare că rezistă chiar bine la aceste imagini. În aceste condiții ziare.com, și în aceste imagini. Zic ce de la ziare.com așa pe fundalul zvonurilor despre boala și operația sa, utilizatorii rețelelor de socializare au observat că Putin nu a mai vorbit de mult cu liderii europeni și în egală măsură apar aceste imagini care dau această impresie că, domne, iară dă senzația de boală, că dă din piciorul la iurea așa. Eu mă gândesc că totuși e posibil ca Vladimir Putin să facă chestia asta intenționat. Ce să facă, mă, că am mișcat un pic la bapitor. Deci eu dacă eram în locul lui făceam, sigur, n-am cum, doamne, păcatele. Dar eu aș face și o chestie chiar cu adevărat inexplicabilă. Nu știu, aș face cu capul. Ai ceva inexplicabil, dar ai invada Ucraina. Ce face inexplicabil? Aș face o chestie de asta cu adevărat greu explicabilă rațional, încât toată lumea să comenteze, toată planeta. Ați văzut cum a făcut Vladimir Putin? Deci că orice face omul ăsta e comentat apoi de toată planeta. Și toată planeta investigează acest dat în picioare al domnului Putin. Asta e problema planetei, domnul Buzeanu. Da. De când a început războiul ăsta, toată lumea îl psihanalizează, îl evaluează din punct de vedere medical. Da. Toată lumea are un punct de are o opinie. Deci prea multe opinii aveți pe acest pământ. Chiar așa ne dăm cu părerea pe... A ridicat în picior. L-ați văzut cum a ridicat în picior? Da. Nu, asta e suspect. E pe moarte. Asta e suspect. Așa ridică muribunzii de picior. Așa ridică și... L-au văzut la parada aia de 9 mai și a pus o păturică. Se curăță. Cât credeți că o mai duce? Cu păturica aia pe genunchi. Și a pus un om de 71 de ani care și-a pus o păturică pe genunchi. Cât o crezi că mai trăiește? Și apoi momentul cu Lukashenko precedent în care stătea cu mâna la spate și mișca din niște degete. Bă, eu cred. Ia uitați cum mișcă din degete, ca un... E clar. Și mortăciune. Hitler făcea așa. Înainte să moară. Vedeți că Hitler s-a sinucis până la urmă. Până la urmă n-a murit. Deci nu a murit de moarte bună. Astea, valorile astea sunt așa wishful thinking, oameni care caută detalii. Deci în teoria conspirației... În rusă, ca să înțeleagă și nu spun în americană, care... nici măcar n-a fost în engleză, e americană, după accent trebuie să-ți dai seama, pentru a demonstra solidaritatea necondiționată cu partenerul nostru geostrategic, domnul Buzeanu. Ca să dezamorsați din bombele astea. Ca să dezamorsăm din bombele astea la propriu. Da. Deci, domnul Buzeanu. Ia vă spune. Ce e cu atâtea păreri? De unde sunt atâtea păreri? Avem inflație de păreri. Sigur, se încearcă totuși să se găsească o turnură favorabilă acestui eveniment nenorocit în viețile noastre și o turnură favorabilă ar putea să fie faptul că moare omul ăsta de boală, cumva. Spune-ți, ce se întâmplă ceva? Domnul, te iau pe partea asta la altă. Și am terminat. Am citit la articole care îl analizează medical pe Putin că la un moment dat avea senzația că prezintă un caz umanitar. Da. Un domn de 71 de ani, un proaspăt pensionar de Rusia, suferă de aia, de aia, de aia, de aia, de aia. Dom'le, lăsați-mă în pace că până moare ăsta de bolile pe care le are sau nu le are, te ruinează o întreagă planetă. Deci nu poți să te aștepți. Uite cum arată. Tu ai un război care, dacă mai durează un an, nu va fi el primul mort, ca să mă exprim eufemistic, dar sesizez că la un moment dat, dă-mă din picior. Stai că acum nu mai mișcă, când am și o treabă cu el. O secundă. Hai calat-o, hai calat-o. Hai! Ia uite-l. Ia uite-l cum face. Deci asta e. Ia uite-l cum face. Vă mai duceți acasă sau rămâneți aici la cimitir? Uite-te puțin la el. Doar pentru că a ridicat puțin laba piciorului de pe sol. Deja sunt 6 articole în presa de specialitate privind... E la pariuri acum. Bine, o altă variantă pe care o la avem... La pauză punem scor mortal la... Da, e în rigor mortis de la glezne în sus. Bă, încetați cu prostiile. O altă variantă pe care o avem de soluționarea acestei probleme ar fi faptul că rușii de rând vor pune presiune pe
pe liderii lor, vor ieși în stradă ca nebunii, va fi acolo. Că ei sunt bolnavi după revoluție. Au plecat brandurile, nu mai suportă, n-au aia. Nu se mai... Deci faptul că tu le-ai luat Coca-Cola rușilor... Poate le-ai făcut un și bine. Și McDonald's, tu consider că e pus într-o situație dificilă? E din potrivă, ar trebui intensificată Coca-Cola acolo. McDonald's ar trebui băgată. Băgată chiar în armata ăstora de rușilor. Pusă în raniță. Pusă în raniță. În ranița fiecărui soldat se găsește și bagă acolo un bidonaj de băutură... Așa a început asta, pe război, pe ideea de război. Așa se, dacă stăm să luăm așa istoric. Așa bun. Era, mă, pentru... Pentru muribuzi. Nu, mă, pentru marinari, că nu știu ce. Da, bă, nu mai trebuie. Nu mai trebuie. Dar asta e ceva ce trebuie să le dai rușilor, nu trebuie să le iei rușilor. Asta e greșeala care marge. Și vom obliga să mănânce doar legume. Și să bea apă. Ce să fac? Nu, i-am nenorocit. Bun. Și bem noi, mâncăm noi tot fast-food-ul din lume și bem noi toate băuturile carbogazoase. Ca să moară de ciudă. Ei mor de ciudă. Și morim de boală. Murim de boală. Așa. Bun, hai să vedem totuși, apropo de această chestiune, o altă speranță legată de public, care public s-a adunat la un concert și au început, domnul Zafir, nu vă spun, mii de ruși. Ce să mai... Că... Scandează contra războiului la un concert în San Petersburg, deci nu în orice oraș. Avem câteva orașe importante. Unde a fost el viceprimar. Dom'le, chiar, bravo, deci, da, chiar. Este... Este un mesaj cu o încărcătură politică deosebită. În orașul condus anterior în calitate de viceprimar de Vladimir Putin, oamenii nu mai suportă războiul. Câte persoane au fost? Mii de persoane, hai să vedem imagini. Miliarde de ruși au scandat împotriva războiului la un concert unde sper că se cântau cântece patriotice, de altfel. Hai să vedem despre ce vorba. Dă-i. Mii de ruși au scandat împotriva războiului declanșat de Putin în Ucraina la un concert în San Petersburg, relatează publicația Express. Într-un scurt material video la concert se aude cum mulțimea de mii de ruși scandează într-una Câte puncte? The War. Am înțeles. Dar eu n-am înțeles așa de în ce scrie. Părea ceva în rusă, nu părea în engleză. Nu știu de ce. Păi ziceau în rusă. Puncte în rusă. În rusă. Am înțeles. Fac, domne, spuneau. Fac, da, fac. Eu fac, tu faci, e bine fac. Să facem, da. De făcut verbul să a face. Da, problema e că face și Putin așa ceva. Da, acum, pare că face și pe sancțiunile astea care vin. Nu pare foarte, dacă face ceva, face și pe sancțiunile. Nu pare foarte influențat, de ce să mă mint? Nu l-a întors în drum? Și o studiez cazul ăsta cu mare atenție. Mă, cum mă, scandările astea nu au oprit războiul? Face ceva și pe sancțiunile. Da, Putin știe câți oameni și-au pus la poza de profil drapelul Ungariei. Domnule, Ucrainei? Același. Rusești cu gădă. Vezi cum ești? Asta. Da, nu, dar l-afectează. Să știți că el stă pe Facebook, deși nu știu dacă mai are acces la Facebook acolo în Rusia. N-are, că e grav bolnav. Mai poate el să stea pe Facebook, e de bolnav. Și vede drapelele noastre puse acolo și îl deranjează, îl doare. Asta l-afectează cel mai mult. Ar fi dispus să-și retragă trupele din Ucraina dacă vă scoate, dacă vă retrage și dumneavoastră drapelul ucrainean de la poza de profil. Dar mie îmi place și ideea că la meciurile de fotbal din România, ai văzut că scrie acolo? Stop the war. Bă, îl văd pe Putin urmărind meci de Liga 1. Ceașnea cu... Nu, se uită acum... Se uită acum la baraj cu Hermannstadt, și ca să zic și ceva mai complicat, și zice, și vede acolo, bă, dar îl cheamă pe vreunul care... Bă, acolo văd eu că-s bătân, nu mai văd, sunt bolnav, sunt pe moarte. Ce scrie acolo? Zice, stop the war, maestate. Îți dai seama ce presiune se pune cumva, bă. Ceașnea joacă domnul Buzăianu... Nu mai știu, da. Îți spun eu cu Chindia. Da. Că el vrea să vadă. Măi, se duce Chiajna în Liga 1, rămâne Chindia, duce, da. Și când l-am nenorocit. Până lângă noi. Minutul și scorul, pac, stop the war. E lovitor. Nu-i merge de niciun fel de meci de baraj. Vă dați seama cum intră lui meciul ăla. O să stea pe live text să vadă unde s-a marcat. Cei de la CNN publică, pentru că acum există și așa, această stare de siderare pe ideea că vom muri de foame. Adică, în primul rând, vor muri africanii de foame și africanii vor veni încoace, pentru că îți dai seama că nu poate să stea oamenii morți de foame. Și vom muri de foame împreună. Vom muri de foame împreună, pentru că, până la urmă, în zona de agricultură există această idee că Vladimir Putin trage și cu arma asta. Că blochează exporturile Ucrainei, nu? Blochează exporturile Ucrainei
către lumea civilizată, către lumea civilizată și nu numai, și către Africa, lumea mai puțin civilizată. Și acum este atacată pe această idee Vladimir Putin, domne, blochează acolo porturile. Mie mi se pare că și noi participăm la treaba asta, din ce vedem. De domnul, ce spui asta? Domnul Grindeanu pare un aliat al domnului Putin în această situație, pentru că vezi că am blocat și portul Constanța, care ar fi putut să preia ce se întâmplă în portul din Sevastopol, din Odessa și așa mai departe. Domnul Buzeanu, vă rog, dacă ați făcut o provocare fără limite. Stimați colegi, vă rog frumos, intrați pe pagina de Facebook a domnului Grindeanu. Ai menționat numele Grindeanu. Așa am zis, da. Și având în vedere că noi în ediția de vineri am discutat despre domnul Grindeanu și un posibil tun ce s-ar petrece în jurisdicția sa ca ministru al transporturilor, e de bun simț să-i acordăm un drept la replică pentru că ai pronunțat numele... Intrați pe pagina de Facebook al lui Grindeanu, vreau să știți cel mai tare comunicat de presă din istoria planetei, domnul Buzeanu. Mă și emoționați așa când spuneți lucrurile acestea, dar aduc aminte. A apărut ca urmare a emisiunii pe care noi am realizat-o cu intervenția colegului nostru Ștefan Edveș despre un tun, sau ceea ce pare a fi un tun de sute de milioane de euro. Vezi că acum când vorbim de tun, pare să nu ne gândim că deci e un tun e financiar. E mai periculos decât tunul pe care l-ar putea avea Putin pe câmpul de luptă. Un tun de sute de milioane de euro, complexul Astoria. Da? Astoria, da. Znagov, da? Și spune Grindeanu, dați-i un pic în sus. E ceva fenomenal. Deci nu s-a mai întâlnit până la domnul Grindeanu așa ceva. Stați așa. Nu, că se duce el la Digi. Explicăm tunul respectiv, îl punem un pic în context? Nici ce s-a întâmplat cu tunul Astoria? Spune tu până găsim postarea. Ce s-a întâmplat? Asta e, dați-mi toată postarea asta. Înțeleg că există un anumit interes al unor ziariști. Unor ziariști pentru un aparent caz Astoria. Că doar noi am vorbit despre asta, da. După noi au mai vorbit și alții, dar postarea e ca urmare a emisiunii noastre. Ștefan Edveș a prezentat cu lux de amănunte ceea ce jurnaliștii de la clubferoviar.ro au documentat și au explicat ca fiind un tun de proporții. Un tun cum s-a mai dat în această țară, tot în cadrul parohiei Ministerului Transportului. Niciun fel de problemă. Vine Sorin Grindeanu și fără niciun fel de limită a ridicolului scrie următoarele. Înțeleg că există un anumit interes. Dar de ce om avea noi interes că se dă un tun la transporturi de 100 de milioane? Deci interesul nu e al lui, nu are el niște interese, noi avem care semnalăm interesele lui. Avem noi un interes, avem un interes să nu se fure din nou de la transporturi sute de milioane de euro. Al unor ziariști, păi ar trebui să fie al tuturor ziariștilor, pentru un aparent, cu ghilimele, caz Astoria. Dacă o fi, o pății, nu-i nimic clar. Deduc, că deduce, el e forță pe deducții. Cum deduceți dumneavoastră, domnul Grindeanu? Dumneavoastră mai mult vă duceți decât deduceți. Și că acești reprezentanți ai presiei încearcă să arunce unele bănuiele asupra mea. Ați dedus dumneavoastră treaba asta din faptul că am spus în clar ce face Grindeanu când se petrece așa ceva în parohia lui? Dar cum v-ați dat seama? Tocmai pentru a nu mai exista îndoieli, anunț că fii atent ce face. Și aici urmărește-mă cu mare atenție și pentru alte rețete de succes. Anunț că voi solicita instituțiilor abilitate ale statului să cerceteze situația și să ia măsurile legale care se impun. Deci se pune la dispoziția autorităților. Nu, nu! A zis că va solicita instituțiilor abilitate să cerceteze situația și să ia măsurile. Că dacă nu cerea el, dacă nu solicita ministrul transportului, instituțiilor statului nu ar fi luat măsurile legale. Ar fi spus, nu luăm niciun fel de măsură. Ne-a solicitat cineva, dar ne-a solicitat el. Poliția, parchetul general, DNA, puncte de suspensie, a spus 4, sunt doar 3, spațiu înainte de următorul cuvânt, că vă dați intelectual. Oricare dintre aceste instituții vor avea sprijinul meu ca ministru al transporturilor pentru aflarea adevărului. Dacă există vreo infracțiune, cei vinovați trebuie să plătească, indiferent de numele lor și de perioadă. Ne anunță că va colabora cu autoritățile. Hashtag justiție, hashtag Astoria. De ce și nu? Acum să explicăm. Domnul Grindeanu nu ne anunță că depune vă o plângere ca posibilă parte vătămată, având în vedere că acest complex e ministerul lui. Nu ne anunță că va publica nu știu ce documente vizate de ancheta jurnaliștilor de la Club Feroviar. Nu ne anunță decât că solicită instituțiilor statului să-și facă treaba. Păi asta au făcut jurnaliștii deja. Păi instituția statului, domnul Grindeanu, pe ce planetă trăiți? Dumneavoastră credeți că ele funcționează dacă le solicitați dumneavoastră? Ele trebuie să funcționeze pentru aflarea adevărului și pedepsirea vinovaților. Domnul, dacă aveți dumneavoastră sau nu implicare, e altă discuție. Domnul, da. Mai mult decât atât, domnul Buzeanu, nu deschide sticla de șampanie încă, pentru că abia acum vine informația bombă. Vor avea sprijinul lui.
Deci deschideți, domnul Buzeanu, șampania. Haideți să înceapă petrecerea. Ne anunță vicepremierul că nu va obstrucționa justiția. Eu zis, da, dar credeți că e pe vrute aici? Da, e ceva ce toți aruncă în discuție de fiecare dată. Pentru că, într-un fel, e o intuiție că nu sunt vinovați. Dacă fac chestia asta, e clar că n-au nimic de ascuns. Dar pare că e pe alese. L-am auzit și pe primarul de la Buzău cu necazul pe care l-avea și îl are în continuare acolo cu fondurile europene. Zice, domne, o să mă pun la dispoziția instituțiilor statului. Mă duc când mă cheamă. Dom'le, nu e un favor pe care îl face. Nu s-a pus problema să nu vă puneți la dispoziție. Nu e ceva ce faceți ca la nivel de favor. Și aici domnul Grindeanu, când solicită iar el ne face o favoare. Am să le spun să-și facă treaba. Păi nu da. Voi și coopera cu autorități. Păi nu da, acum apare că funcționează la comandă aceste autorități. Dacă ele se vor sesiza și vor începe o anchetă, ceea ce ar fi normal să se întâmple, pare că funcționează la comandă. Până n-a zis Grindeanu, nu a început ancheta. Păi eu credeam că ancheta începe în momentul în care jurnaliștii de la Club Feroviar publică, atunci când realizează o emisiune colegul nostru Ștefan Nedveș, atunci când apare în emisiunea noastră și dezvoltăm subiectul, când vezi că deja există elementele constitutive necesare începerii unei cercetări penale, poate fi în rem, n-a zis nimeni să caute oameni, dar să vezi dacă e în regulă ce se întâmplă acolo. Da. Că mai mătrășim un complex turistic al statului de sute de milioane de euro și o zonă imobiliară extrem de importantă, o prăduim, că vă mirați cum s-a construit în orașul ăsta fără niciun fel de limită. Am prăduit ce era de prăduit, am avut niște consilieri locali care părea că nu sunt aleși din partea unor partide, ci din partea unor mafii care votau absolut orice și te trezești cu clădiri care afectează alte clădiri istorice din jurul lor, te trezești cu clădiri care sunt doar spoite. Vezi, uite, imobilul ăla din spatele meu, da. Pălățelul ăla? E, dacă intri, cad cărămiți din el. Dar e zugrăvit pe exterior. Și Șpăgaru, dacă vă ajuți aminte, Șpăgaru în campanie electorală era cel care contesta aceste autorizații în instanță, nu cel care le dădea. Deci ăla era Șpăgaru. Șpăgaru e cel care contestă în instanță. Deci nu are... Asta e procedura legală, până la urmă. Da, dar ne-a luat Grindeanu că el e de acord. E de acord, mă, să-și facă treaba instituției statului, da, gata, și nici nu va bloca. Ia, gata. Mă, suntem recunoscători pe vecie, domnul Grindeanu. Înseamnă că e nevinovat. Gata, m-am lămurit. După fraza aia în care anumiți, există interes al anumitor jurnaliști. Nu te simți prost că ai un interes să nu se fure 100 de milioane? Direct interesat. Niște nenorociți care nu vor să se îmbogățească niște oameni prin metode ilegale. Da, curtă pauză și ne întoarcem direct interesați în legătură cu niște lucruri extrem de importante, o să vedeți după pauză ce urmează. Gata, ne-am întors în direct. Sigur că situația în România ține cumva și de capacitățile intelectuale ale celor care au instalat tot felul de modalități de impozitare în țara aceasta. Și sigur că țara arată și în felul în care merită să arate. Adică nu e o nedreptate ceea ce ni se petrece nou acum. Și citeam un editorial scris de domnul Gabriel Biriș în legătură cu felul în care s-a fiscalizat România în ultimii ani. O degringoladă totală a logicii, dacă ar fi să o luăm așa pas cu pas. Și spunem bună seara domnului Biriș, bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și bună seara și te respect. Bună seara, domnule Biriș. Am urmărit declarațiile dumneavoastră de la întâlnirea cu ocazia relansării pactului pentru fiscalitate. Sunteți extrem de abrupt în abordare, dar ne place maniera plastică în care lămuriți lucrurile. Ne făceați o comparație între obligațiile fiscale pe care le are un club de fițe de pe litoral, să spunem, unde se vinde șampanie cu roaba, și cât rețineți dumneavoastră secretarei de la cabinetul dumneavoastră de avocatură. Spuneți că și contribuții sociale, da. Da. Și spuneți că din 2016 s-a cam ales praful de legislația fiscală, dați vina pe populism. Haideți să o luăm cu începutul. Ce s-a întâmplat din 2016 și până în prezent și despre ce fel de sume vorbim la nivel de obligații fiscale ale cluburilor de fițe, hotelurilor, zona Horeca în general? Da, astăzi am avut o întâlnire foarte interesantă organizată cu ocazia relansării Pactului pentru Fiscalitate, cu o întâlnire informală cu reprezentanți importanți din presa economică, și pentru a arăta cât de importantă este reașezarea fiscalității pe baze morale, pe principii, am dat câteva exemple. Acesta cu cluburile de fițe de pe litoral este unul dintre ele. Din păcate însă, lista asta poate continua foarte mult, pentru că din 2016 începând, legislația fiscală a fost pur și simplu spulberată.
sunt foarte, foarte multe excepții, foarte multe tratamente preferențiale. Țineți minte că am dat exemplu că nu mi se pare normal, pe lângă faptul cu cluburile de fițe de pe litoral, nu mi se pare normal ca eu să plătesc eu, avocat, care obțin venituri din activități independente, să plătesc contribuție la sănătate, la salariu minim, de 3 ori mai puțin decât secretara mea, pentru că așa spune legea. Nu mi se pare normal. Este foarte importantă plafonarea bazei de calcul a contribuțiilor sociale, dar nu în acest fel. Ori, în ultimii ani de zile, începând cu 2016 și continuând ulterior cu 2017-2018, practic s-au creat extrem de multe categorii de speciali și din punct de vedere fiscal, nu numai a pensiilor speciale. Multă lume vorbește de scutirile din IT, da? Ele sunt o mică picătură în oceanul scutirilor din România. Avem scutiri în construcții, mai nou, culmea, în contextul în care noi acum vorbim de adică guvernul PSD-ul în special vorbește de reintroducerea cotelor progresive. Noi, în urmă cu o săptămână, am avut promulgată și publicată în Monitor Oficial o lege care scutește de impozit pe salarii și contribuții sociale încă 300.000 de oameni. După ce în 2018 mai fusese răscutiți încă 500.000 de oameni de impozit și contribuții sociale. Avem o legislație extrem, extrem de permisivă la micro-întreprinderi, în așa fel încât sunt folosite și pentru plată de salarii și pentru încasare de comisioane din diverse șmecherii și pentru a muta profitul de la companii mai mari la micro-întreprinderi. Deci este un Eldorado România. Ori, în contextul în care noi vorbim deja de peste 50% din PIB datorie publică, în contextul în care Ministerul de Finanțe se împrumută din ce în ce mai greu și din ce în ce mai scump, este extrem de important ca deficitul să fie redus nu numai pe partea de, stoparea creșterilor de cheltuieli, dar până la urmă și prin revenirea la principii. Adică, până la urmă, noi trebuie să înțelegem un lucru. Suntem cu toții cetățenii acestei cetăți, numită România. Dacă nu contribuim proporțional, dacă ne luptăm pentru privilegiile pe care, într-un fel sau altul, le-am obținut de-a lungul timpului, direct sau indirect, dacă continuăm să ne luptăm pentru ceea ce ne-au dat politicienii pe principiul divide et impera, adică le dăm la unii ca să avem aliați în lupta cu restul, nu ne va fi bine. Este extrem de important ca România să-și ajusteze deficitele, da, și nu prin creșterea de impozite și taxe, nu prin creșterea de impozite și taxe pentru cei care acum le plătesc, ci prin eliminarea scutirilor și privilegiilor pentru că cei care acum nu plătesc. Deci credeți că soluția e eliminarea unor scutiri? N-ar mai trebui să existe aceste categorii care... Asta este o soluție. Una dintre... parte din planul general. Dar zilele asta acestea... este o soluție. Cealaltă soluție sunt introducerea unor măsuri eficiente și reale, pe bune, nu jocul de glezne care e acum, în combaterea evaziunii. Noi prezentăm cazuri, vin tot felul de documente, executări, poprie, nu știu ce, sume, un leu, sub un leu. Asta face fiscul zilele acestea. E eficient să-i vânăm pe oameni pentru 50 de bani, în timp ce ignorăm mare evaziune? Adică nu știu dacă ne recuperăm... Pentru 50 de bani nu, dar pentru 10 lei da. Pentru 10 lei e cazul, adică sumele astea trebuie recuperate. Dar vezi că eu... Nu. Trebuie ca legea să fie clară, să fie ușor de înțeles și de aplicat de fiecare cetățean și de fiecare contribuabil. Știți cum e asta? Și de către ANAF. E ca la piedone. În momentul de față, ANAF-ul se concentrează pe mărunțișuri. Păi da, dar vedeți marile evaziuni. Domnul Birș, eu o intuiție. Numai o secundă. E o intuiție.
Că dacă se concentrează pe mărunțișuri, domnule, dacă au ajuns la mărunțișuri, e clar că au avut un parcurs până acolo. Deci ăsta este cumva de că au ajuns până și la mărunțișuri. E ca la piedone care se ocupă de o băncuță undeva într-un loc și te gândești, domnule, omul se ocupă la detaliu de sectorul său. Doar că el se ocupă doar de băncuța aia, doar că ANAF-ul se ocupă doar de mărunțișuri. Aici e problema. Da, eu am și vorbit despre ceea ce am numit jocul de glezne. Da. Adică măsurile de așa zisele măsuri de combatere a evaziunii în România sunt de fapt un joc de glezne. Adică ne facem că alergăm, dar de fapt stăm pe loc. Pentru că nu există voința politică să combată mare evaziune. Sau alergăm pe loc. Da. Vă aduc aminte că în 2016, când chiar înainte să-mi dau demisia de la Ministerul Finanțelor, a fost publicat, de fapt, de acea demisie a fost generată de retragerea susținerii pentru un proiect de reformă a fiscalității. Da. În acel proiect aveam incluse măsuri de transparentizare a deținerilor în paradisurile fiscale și măsuri de impozitare a sumelor ce nu pot fi justificate. Dar astăzi se vorbește foarte apăsat despre cota unică versus cota progresivă și pare că am divizat așa mediul politic pe acest clivaj. Dumneavoastră credeți că introducerea unei impozitări progresive, ceea ce își dorește Partidul Social Democrat zilele acestea pentru a combate sărăcia și a crește veniturile statului până la urmă, poate reprezenta o soluție credibilă sau face parte din garnitura populismului cu care ne-a obișnuit? Noi am avut cote progresive până în 2004. La vremea respectivă, impostul progresiv între 18 și 40% aducea în jur de 2,7% din PIB. Din 2005 am avut cotă unică. Au fost eliminate niște scutiri în 2005 și 2006, în 2006 special. Și din 2007 veniturile au crescut cu 40% până la 3,8% din PIB. În momentul de față, opinia mea personală este că ce încearcă PSD este o sacrificare ritualică a partenerului de guvernare numit PNL. E foarte interesant. Chiar astăzi este ziua aniversară a PNL și îmi pare rău să spun asta pentru că sunt liberal la suflet. În momentul de față, PSD insistă pe cota unică pentru că știe că singurul argument PSD pe cota progresivă în istoria recentă a României cu care PNL-ul se poate lăuda este cota unică. Bun. E o concluzie bună a discuției noastre. Mulțumim pentru intervenția și vreau să mai reluăm dialogul și în poate chiar aici în platou. Gabriel Biriș, consultant fiscal, ne-a explicat cum stau lucrurile și de ce din 2016 mediul politic măcelărește legislația fiscală. Acum, iată, au probleme nu doar cu colectarea, că asta e o problemă istorică, adică nu știu dacă am depășit vreodată 33% ca colectare, da. ANAF-ul se poate lăuda cu mai mult decât atât. Trebuie sunat Sebastian Bodu să ne spună cum stăteau lucrurile, că a fost unul dintre șefii ANAF. Bun, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem. Eficient. Bună România! Eficient! Da.